te duci, vorbești, povestești după aia. Cât timp ești aici, ești atent, da? Deci ce facem noi acum? Am pus o manșă. Vor fi trei trasee, da? Ăsta este cel mai ușor și pentru toată lumea. Vom pune inclusiv acolo, să vedeți că nu poți să te urci decât până acum. Și la revedere, să înțelegeți nivelul, ce înseamnă. Că astea de traseele de scalată sunt și ele clasificate, da? Unele mai ușoare, mai grele, mai dificile, foarte dificile, până în gest spălat, cum e acolo. Punctele de asigurare, vedeți, sunt ori pitoane, cum sunt băgate aici, niște cuie metalice, da? Alea se numesc pitoane. Dă unul, uite cum e la verde. Ele sunt de mai multe forme, de mai multe culori, din aluminiu, din fier, din așa. Astea se bagă în fisură, da? Se înțepenesc acolo. Uite cum le-am băgat noi acolo. Îl bagi și se înțepenește acolo și poți să te asiguri. Deci ori sunt pitoane, genul ăsta aproximativ, mai multe forme, da? Ori sunt spituri. Cum sunt acolo, se dă o gaură cu bormașină, da? Și după aia se bagă un șurub și se înțepenește acolo. Ăla se numește spit, da? Ăla e spit, ăsta e piton. Ia că piure ne pune acolo. Așa. Da. De obicei, odată bătute, nu se mai scut. Aici le-am pus de formă. Doar de formă un pic băgat acolo să deformeze. Odată băgat, nu-l mai scoți, îl lași acolo că își pierde rezistența. Nu mai are rezistență. Așa. Vedeți, toată lumea, astea sunt hamurile. Avem mai multe tipuri de hamuri. Fiecare își pune hamul. Băieții, le strângeți bine curelele. Atenție la gogonele. Dacă ți-a prins o gogonea, game over, the game is over. Da? Deci bine strâns la gogonele. Așa. Asta este traseu pentru toată lumea. Toată lumea cât mai sus posibil. Da? Nu e greu, urci până unde poți și cu asta basta. Da? O să punem și acolo, o să punem în partea aia. Toată lumea trece prin... Se urcă, toată lumea filează. Ai urcat, după aia îl filezi pe cel care urcă. Și tot așa, vă tot schimbați, da? Și noi stăm și vă supraveghem și avem grijă ca totul să fie ok, da? Nu contează că unul are 120 de kilograme și ăla de jos are 15. Asta, greutatea se demultiplică, da? Și poți să-l cobori pe unul de 200 de kilograme liniștit, fără niciun fel de problemă, da? Nu te trage, nu te zăpăcește, nu se întâmplă nimic. Toți cei care urcă și toți cei care filează, cască, da? Mai cad pietre, să fiți atenți. Încă o mare rugăminte, pe coardă nu se calcă. Dacă calci, își pierde din rezistență. Da? Ai călcat pe ea, pierde din rezistență. Avem aici o... Asta este o lungime de coardă. Da? Vedeți? Aici scrie anul când a fost fabricată, câți metri are și așa mai departe. Sunt niște date, niște specificații pe el. Da? Asta este o lungime de coardă. O lungime de coardă are 4, 6, 50, 52, 54, 70, 75, depinde de care ție cât vrei, da? Ce avem aici? Corzile sunt de mai multe feluri, corzi statice și corzi elastice, da? Ale elastice se mai întind un pic. Da, aprofundăm pe măsură ce mai avem. Maricosu, ia vine cu asta. Vedeți cum se pun echipamentele, da? Uitați-vă pe el. De-aia au... Ia întoarce, atingem. Cu spate. Cu spate. Cu spate. Astea sunt bucle, da? Când urcă, o să vedeți aici, pe partea asta, când pun ei, cel care urcă primul se numește cap de coardă. Și este mai periculos pentru ăla care urcă. Adică dacă a căzut, până bagă în primul spit, cade distanța aia, adică o să vedeți cam ce se întâmplă, cum se întâmplă. Primul care urcă trebuie să pună bucle din astea, întotdeauna. Dacă o echipă urcă, trebuie să le scoată la al doilea, care urcă după el. Și se regrupează, se opresc undeva și se asigură unul pe altul și ajung, se regrupează, continuă mai departe, da? Gata, nu? Hai, care e primul? Curaj! Hai că vine! Pornim pe traseul ăsta, da? Ei îl instalează pe celălalt și pe celălalt. Uitați-vă și la unii și la alții, da? Avem timp pentru toată lumea trebuie să...
bărbatele aia s-au făcut aia în meciul.